Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel. Bun venit la cele mai importante știri astăzi, 29 iulie 2024, început de săptămână. Un început de săptămână în forță pentru Bitcoin, niciodată în iulie n-a fost la 70.000 de dolari. Iată că a ajuns. Aici pare să aibă un fel de reacție. Piața este normal, este într-o zonă cu rezistențe extrem de puternice. Acest 70.000 de dolari nu e ca și cum... E într-o zonă simplă, da? E zona de all-time high, e o zonă de vârf, o zonă cu turbulențe. O potențială corecție, după care o continuare a direcției în sus, este foarte probabilă, dar nu trebuie să o luăm ca pe ceva garantat. Urmează FOMC, adică discuția despre rata dobânzii, despre combaterea inflației, despre nu știu ce. În general, această întâlnire a celor de la Fed naște așteptări. Unii cred că o să taie rata dobânzii, alții cred că o să rămână la fel. Sunt șanse de 95,9% ca această rată să rămână neschimbată. Practic, anunțurile ar trebui să nu impacteze deloc piața cripto dacă această rată rămâne neschimbată. Rămâne de văzut. O balenă a transferat 41 de milioane de dolari echivalent în Ethereum către un exchange, iar autorul acestui articol se întreabă care e treaba, ce s-o fi întâmplat. Ce să zic, este vară, după cum știți, Mykonos, Monaco, chestii trestii, șampania scumpă, iacturile scumpe, mașinile scumpe, viața e scumpă. Bineînțeles glumesc, dar s-ar putea să fie și ceva de genul. Tranzacții de genul ăsta către exchange-uri și dinspre exchange-uri nu sunt ceva șocant. Adică 41 de milioane, acum în cripto fiind atât de ușor de transferat, nu mai este o sumă uriașă. Cu toate că atrag atenția mai ales când sunt tranzacții on-chain. Bitcoin se apropie de zona de recorduri, da, este adevărat. Acest articol zice și că Bitcoin aproape să încheie o corecție de 137 de zile în care nu a dus-o senzațional. Acum avem Bitcoin-ul la 70.000, 69.000, da? Dar altcoin-urile nu au niciun fel de performanță. Asta cred că este cea mai mare frustrare a întregii piețe cripto. Doar că pot să vă zic că e nevoie de ceva răbdare. Va veni și rândul nostru, va veni și rândul celor care au altcoin-uri, va veni acea explozie așteptată de întreaga piață. Banca Centrală a Rusiei avertizează asupra riscului major prezentat de joculețele de tip tap-tap-earn sau tap-to-earn, da? Prin care tu dai cu mâna în ecran ca să câștigi nu știu ce chestii imaginare, da? Foarte mulți scammeri folosesc acum genul ăsta de jocuri pentru a obține acces la datele utilizatorilor, pentru a le fura banii și așa mai departe. Așa că sfatul meu este: fiți foarte atenți ce vă jucați, la ce aplicații vă conectați, mai ales la ce aplicații vă conectați cu portofelele digitale, pentru că deși în unele cazuri, când e vorba de exchange-uri centralizate, banii mai au șanse să fie recuperați, în foarte multe cazuri banii nu vor putea fi recuperați niciodată dacă sunteți victima unui prejudiciu. Și pentru că tot vorbim de pericole din piața cripto, cei de la BlackRock, cel mai mare fond de investiții probabil care deține Bitcoin pe planeta asta, avertizează investitorii că sunt o sumedenie de cripto-scamuri care targetează pe cei ce dețin Bitcoin sau ETF sau ETH și investitorii în ETF-uri. Da? Gen, vă puteți trezi cu oferte prietenoase, hai că vă gestionăm noi banii, uite ce fond avem, mamă ce profituri facem, e cel mai tare, da, da, suntem cu BlackRock, da, da, cum? Acum sunt la telefon cu Larry Fink, da, noi suntem. Și Donald Trump a zis că e bine, înțelegeți narativa, da? Și vă puteți trezi că ați investit la niște băieți și aia. Bitcoin depășește 70.000 de dolari. Plan B este un tip foarte cunoscut în mediul online, mai ales pe Twitter, pentru prezicerile sale legate de evoluția Bitcoin de-a lungul timpului.
De câte ori avea dreptate, da? Sau piața era în zona predicțiilor făcute de el, era Dumnezeu, toată lumea, bravo, bravo, îl aplaudau, nu știu ce. În clipa în care piața o lua în altă direcție, na, oamenii nu mai erau așa de prietenoși cu el, nu mai vorbeau frumos, în fine. E ca în viață, gen, atât timp cât lucrurile sunt bune și benefice pentru toată lumea, toată lumea te mângâie pe crește, da, bravo, ce bine. În clipa în care lucrurile nu se întâmplă așa, na, dau cu pietre. Nu trebuie să te superi. Acesta prezice că până la sfârșitul anului Bitcoin nu ar putea atinge $150.000. Având în vedere că pentru toți oamenii cerebrali, cu creierul la ei și cu, nu știu, puține informații globale, avem alegeri americane, avem în Middle East un război care se poate extinde destul de repede, da, sunt niște bube majore acolo, avem S&P-ul la stele și la lună și la nu știu ce, a urcat și a urcat și a urcat și a urcat, la un moment dat o să coboare, da? Are sens un scenariu de genul ăsta, un push de ăsta, un hăirup, hai să-l ducem, să-l facem, să nu știu ce. Probabilitatea ca Bitcoinul să atingă 150.000 până la sfârșitul anului este una realistă din punctul meu de vedere. Întrebarea este dacă se duce la 150 ăsta când cade, cam pe unde cade. Dragilor, pe marketoshi.ro suntem foarte aproape să vindem una din mașini. Avem o discuție deschisă cu un domn pentru acest BMW X6 X-Drive 40i la 86.700 nu știu cât dolari. Da? S-ar putea să o concluzionăm. Dacă se întâmplă treaba asta până vin în țară, mi-ar place să fac un clip cu fericitul cumpărător al acestei bijuterii. Mai avem ceva discuții pentru alte bijuterii pe care le avem aici. Din păcate, internetul nu este cel mai rapid din lume, dar ați înțeles ideea. Și pentru că tot vorbeam de 150.000 Bitcoin-ul și pentru că tot am văzut niște portofele gigantice pe la noi pe în România, oameni buni, să știți că noi cu Marketoshi facilităm accesul foarte ușor către obiecte, mașini, imobile foarte interesante prin cripto.